Una dintre zonele în care gropile au fost astupate cu beton este la intrare în satul Scurtești. Pe o distanță de câteva zeci de metri, craterele au fost acoperite cu ciment. Nu mi se pare un lucru corect să plombeze astea cu ciment, da? Asta... În mai multe zone din comună sunt plombările de genul ăsta. N-am văzut ieri, am văzut și noi pe aici exact când se lucrau. Da. Facebook, asta e, ce să facem? Asta e România noastră. Adică găuri. Eu zic că am făcut bine. Ciment în loc de asfalt? Așa, dar noi putem să urcăm pe aici din cauza la găurile alea. Am făcut bine primăria, bravo lor. Am văzut-o. Ce să zicem, asta e România, nu? Dar foarte cum... rău. Foarte rău. Foarte rău. Ce să... Dezamăgitor. Speram să se îmbunătățească, dacă tot... Tot nu ne convine pentru că nu e făcut cum trebuie. Asta este chestia. Trebuia plombat, măcar, dacă tot se plombează, măcar trebuia cu ce trebuie. Nu în felul ăsta. Primarul comunei Vadu Pașii recunoaște că soluția aleasă nu este cea optimă, dar a fost o variantă de urgență pentru a preveni producerea unor accidente. Este foarte adevărat. Tot la solicitarea unora dintre cetățenii noștri, pentru că era o problemă de siguranță a circulației, s-a găsit o soluție, s-a făcut un compromis, ca să spunem așa, o soluție de moment până la rezolvarea problemei așa cum scrie la carte, ca să spunem, urmând ca să asfaltăm în zona respectivă și la momentul respectiv o să vină cu material și cu tot ceea ce trebuie ca să se rezolve problema. Șeful primăriei din Vadu Pașii susține că vor fi realizate asfaltări în momentul în care toate documentațiile aflate în lucru vor fi aprobate. Avem un proiect, dar după cum cred că știe aproape toată lumea, trebuie să respectați niște pași, începând de la studiu, de la proiectare și tot așa, cu aprobare în buget, cu stabilirea celui care câștigă lucrarea respectivă în funcție de valoare. Și trebuie să respectate aceste termene care sunt impuse de lege, nu de noi. Da, mai ales că o astfel de soluție nu prea durabilă. Știm, suntem conștienți, dar a fost o rezolvare de moment ca să rezolvăm problema. Suntem conștienți de faptul că nu aceea ar fi fost soluția ideală. Cel mai probabil asfaltările, potrivit normelor legale în vigoare, vor începe în acest an.